Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A, dar înainte de a trece la mirificele voastre întrebări, tu, 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 mesajul sponsorului. Videoclipul de astăzi este sponsorizat de serverul de Eurotrack Simulator 2 Transregina Logistics. V-am lăsat în descriere linkul către serverul lor de Discord unde puteți să comunicați între voi când vă jucați acolo. Nu prea postez eu Eurotrack, dar poate da, pentru cei interesați, a vă aștept acolo. Deci am observat, majoritatea întrebărilor sunt legate de când am de gând să mă tund. Și nu, n-am de gând să mă tund prea curând. Dacă o să zici că o să... Dacă ar fi să pățesc eu o chestie, să zicem, dintr-o dată să mi se rupă părul de la jumătate, atunci da, o să-l scurtez. Dar momentan n-am deloc gândul ăsta, nici nu-mi trece prin cap să mă tund în următorii 5 ani de zile. Știu că probabil sunt printre cei mai pletoși youtuberi din România. Bine, sunt puțin pletoși, dar câțiva tot sunt. Uh, n-am ca scop să zici că ăsta e targetul meu să fiu cel mai pletos de pe YouTube. Într-adevăr, e mișto când mă mai recunoaște careva. Bă, tu ești ăla care are părul lung, e roacer și se joacă CS1-6. Da, e mișto când am așa un punct de reper pentru cineva dacă mă recunoaște. Dar nu, n-am de gând deloc să mă tun, nici măcar din vârfuri să-mi iau, o să-mi las un păr mai lung de cur. Uh, tot ce mi-am tăiat din păr a fost, au fost perciuni și păceafă, dar în rest, la capitolul ce încrește crește aici în podoba capilară, n-am de gând să scurtez în următorii ani. Cu ce șampon te speli? Cu sias. Cum a fost prima ta relație? Cum au fost majoritatea primelor noastre relații? Cancer, cum să fie, oribilă, stânjenitoare și când mi-am amintesc cum eram în perioada aceea, eram... Deci, parcă acum închid ochii și-l văd pe ovidul de acum... 7-8 ani, nici nu mai știu cât timp a trecut. Și arătam oribil, aveam niște replici oribile, eram... Vai de capul meu. ia scrieți niște întâmplări stânjenitoare așa din relațiile voastre. Ia chiar răscură ce prostie ați făcut voi. Eu, ca să zic o chestie, să dau start, eu am avut relații de două săptămâni. Atât de lungi au fost unele. De ce lumea urăște rockerii? Pentru că trăim într-o societate în care aspectul fizic este, zici că este oglinda sufletului. Adică pentru faptul, doar dacă am părul mai lung ca majoritatea bărbaților, dar și a femeilor, e un lucru rău sau ceva de genul. Adică, știi, nu e ca și cum alții se îmbracă oribil de îi vezi iarna cu gleznele goale poartă tricouri cu găuri să pară că au fost împușcați, am văzut oameni cu haine de genul, alții care fac niște combinații de culori absolut oribile. Păi de sunt unii oameni care se îmbracă absolut oribil, dar, vezi, domne, faptul că te îmbraci cu o haină urâtă dovedește că ai avut bani să o cumperi. Dacă ai părul lung înseamnă că n-ai bani să te tu sau vorba aia veche, ți-a murit frizerul. Băi, deci... Eu când aud asta cu ți-a murit frizerul, îmi vine să-l dau cu, ca, cu să, să sau să o dau cu capul de peret, deci am auzit replica asta, gândiți-vă și voi. Eu de 4 ani de zile am pleat asta, și am mai avut tentative să-l las porul lung, dar am avut probleme la școală. Deci, eu de mai bine de 4-5 ani de zile tot aud asta cu. Ți-a murit frizerul? Așa că sunt sigur că și voi cei care sunteți plătoși, care vă uitați la minea spății și chestiile astea. Și Sfatul meu, dacă cunoașteți o persoană care v-a spus asta, chiar și în glumă. Ignorați-o și faceți tot posibilul, băgați un ordin de restricție, ceva, că oamenii ăștia sunt sub orice critică. Eu cred că oamenii care mă întreabă, ce ți-a murit frizerul, sunt sigur, nici nu s-au vaccinat, nici nu se duc la vot, dar le place să protesteze. Hai că o să fac un alt video pe tematica faptului că suntem la coada Europei cu rata de vaccinare, dar suntem tari în gură și vrem o țară ca afară ce Windows folosești sau care crezi că e cel mai bun Windows pentru tine. Pentru mine, momentan, 7 este cel mai bun Windows. Sunt câteva jocuri care rulează pe Windows 10 și cam asta ar fi singura mea barieră, neavând un Windows mai nou. Că sunt jocuri care solicită, care funcționează doar pe Windows 10. Unele. Multe jocuri care apar pe într-adevăr, la majoritatea scrie Windows 10, dar eu le joc de pe 7. Dar, într-adevăr, sunt câteva care cer neapărat 10. Partea bună e că... Partea bună. Ideea e că oricum n-am PC pentru jocurile alea care chiar nu suportă Windows 7. Așa că cel mai probabil când o să-mi schimb PC-ul, atunci o să trec pe Windows 10. Până atunci rămân la PC-ul ăsta cu Windows ăsta și așa am o grămadă de, de programe pe care n-am chef să le reinstalez. Adică... Eu dacă îmi reinstalez Windows-ul, ultima dată când mi l-am reinstalat acum vreo 2 ani, mi-a luat câteva zile să pun totul la punct și nici atunci nu aveam totul rezolvat. Deci, pentru mine să reinstalez Windows-ul ca și cum aș fi internat câteva zile la spital și aș avea niște tratamente oribile, chinuitoare. Cam așa mă simt eu când trebuie să-l reinstalez. Cum e viața ta ca un stăpân de husky? Hmm, o întrebare pe care nu prea am auzit-o și chiar o așteptam. Păi cum să fie viața mea ca stăpân de husky? Sunt obișnuit să am câini, cred că ăsta este al șaptelea sau al optulea câine pe care îl dețin. Stați că vă zic acum. Uh al șaptelea. Ăsta e al șaptelea câine pe care l am. Și pur și simplu, vecinii mei mor de ciudă că n-au avut în viața lor un câine de rasă, deși husky nu este un câine care să zici că e că prețul lui pleacă de la câteva mii de euro un pui. Nu, e un câine pe care ți-l poți permite, adică să zicem dacă te-ai să bei o lună de zile sau să nu mai fumezi sau să nu te mai duci în discoteci, în astea ți-ai luat chiar doi pui de husky, dar, da, multora le ciudă. Pe Instagram, când am pus de vreo două ori ceva postorii cu cățelușa mea, majoritatea fetelor erau, a, ce drăguțe, și chiar le înțeleg, adică aceeași reacție o aveam și eu înainte. Deci eu, până să-mi iau husky, dacă vedeam o postare pe Instagram cu un husky sau... Vedeam un câine pe stradă, întorceam capul după el, putea să fie și o femeie dezbrăcată, eu tot la cățel mă uitam. Eu am avut de mic o slăbiciune pentru căței ăștia, mi se par foarte drăguți. Mai sunt câteva motive pentru care am ales să-mi iau husky și nu un câine care crește mai mare și e mai rău de natura lui. Dacă vreți un video despre, uh, cum să spun, criteriile pentru care am ales să-mi iau husky și nu al câine, vă aștept în secțiunea de comentarii. Deși la cât de puțini v-ați uitat la clipul ăla cu top 10 rase de câini, nu cred că vă roade curiozitatea. Când crezi că AEW va depăși WWE? De la rating la abonați și followeri pe Insta și YouTube. La followeri pe Insta nu știu ce să zic. Pe YouTube nu o să intreacă la abonați pentru că WWE postează de mai bine de 10, 12, 14 ani probabil pe YouTube. Au canalul foarte vechi și au foarte multe videoclipuri legate de... Na, de toată istoria lor, de când a apărut World Wide Wrestling Federation sau cum se chema. deci pe YouTube nu au cum să intreacă. Dar la rating-uri poate să-i să bată și ar putea să-i mai bată la vizionările cumulate într-o anumită perioadă. Norocul e că îi postează cred că 100 de clipuri pe săptămână, EW postează câteva. Dar nici am observat la vizionări că de cât se țin bine EW, ajung din urmă pe WWE cu vizionările de la Raw și SmackDown. Dar la rating deja au început să piardă teren mult și... Dacă DW nu face un fel de attitude era 2 se înăluie și o să ajungă ca și TNA-ul pentru că EW le fură o grămadă din fani. Plus că sunt oameni care au renunțat acum mulți ani de zile se uite la wrestling și s-au reapucat mulțumită uncilul Tony Khan. Care e cea mai mare realizare a ta? Bă, aș avea destul de multe realizări. Prima ar fi că arăt cum mi-am dorit eu să arăt când eram mai mic, când eram pe la liceu îmi doream să am părul lung și cât de cât barbă. O altă realizare ar fi că mi-a luat husky, deci chestia asta m-a încântat foarte mult, am fost foarte bucuros că mi-a luat cățelul, cățeaua. La fel că mi-a luat mașina din banii din YouTube, mă rog, nu toți banii pentru mașină au fost din YouTube, dar cu a, a conta mult faptul că am făcut live-uri și o să vă răsplătesc, o să fac videoclipuri cu mașina și o să fac fan meeting o să merg pe la voi de pe unde sunteți și o să fac fan meeting ne facem poze, bla bla bla, deci să nu credeți că mi-au mașină ca să mă duc cu ea la gagici și nu vă mai bag în seamă după. Că mi-am și luat cine știe ce bolid. Dar cea mai mare realizare pe care poate, o poate face un om e să-și dea seama că, indiferent ce a făcut toată viața, tot între patru scânduri ajunge. Deci orice ai face, practic nu realizezi nimic. Tot aceea soartă o vei avea. Te lua apartament sau casă dacă te-ai muta singur? Clar, apartament. O cameră unde să, na, da, să dorm și să am calculatorul și cealaltă, probabil ca un fel de sufragerie sau... Na, Bine, cineva aș trebuie să stea peste noapte, doarme în camera aia și gata. Nu mi-ar trebui mai casa, că de ce să am foarte mult spațiu pe care să nu-l folosesc? Bine, dacă ar fi să zici că mi-aș lua, să zicem, nu știu, o casă cu mai multe etaje cu baie și bucătări la fiecare etaj să o închiriez, asta ar fi altceva. Dar așa, pentru mine, cred că un apartament cum Stalea Comunistă în București e mai mult decât suficient. Am mai stat pe la rude tot așa câte o săptămână pe la București și nu am motive să mă plâng de apartamentele comuniste. Dimineața uneori se aude când mai trage unul apa sau cum pornește liftul, cine mai are vecini, fumători, îi auzi cum își scuipă ficații și plămânii cum tușesc dimineața. Mai avea un unchi la un moment dat niște vecini care în fiecare noapte se buleau și răsunau destul de tare. Dar cred că cel mai gălăgios lucru pe care l ai la bloc ar fi porumbei, că dimineața îi auz numai. Ho, ho, ho. Dar e mișto viața la bloc, poți să ai noroc de vecini fain sau de niște vecini oribili, depinde de noroc aici. Cam ăsta ar fi Q&A-ul. Am evitat uh, multe întrebări pentru că erau repetitive sau erau fără sens, nu știu de ce, n-am avut chef de întrebări de alea panoramă. Următorul client îl voi face cu întrebările de pe Instagram, poate îl voi face într-un alt loc sau măcar cu un alt fundal, că am niște planuri în minte, dar nu vi le mai spun pentru că, în momentul în care îți vine în cap o idee și dai niște istăreguri, deja începe să se năruie totul fără să-ți dai seama. Așa că ne vom vedea la următorul videoclip. Aștept întrebările voastre pentru Q&A următor pe Instagram. Dați-mi follow pe Instagram, acesta este Instagramul meu, aveți linkul și în descriere. Și o să postez eu cât de curând, nu știu, câteva zile, o săptămână, o poză unde să-mi lăsați voi întrebările voastre și voi face următorul Q&A cu întrebările de acolo. Sper că ați aflat chestii noi despre mine, dar majoritatea cel mai probabil irelevante. Și da, sper că v-am satisfăcut curiozitățile.